ajutorul lui Dumnezeu am reușit să distribuim primul camion de cartofi. Au fost 3 zile în care s-a muncit mult. Dragilor, nevoia pe teren este foarte mare. Oamenii au vărsat lacrimi, s-au bucurat, ne-au așteptat și au văzut mâna lui Dumnezeu întinsă spre ei. Am comandat alte 50 de tone de cartofi pentru oamenii aceștia săraci și vor urma și altele. Proiectul acesta e un proiect mare, un proiect care are nevoie de resurse foarte mari financiare. Dacă de fiecare dată apelăm la bunătatea lui Dumnezeu și la inima dumneavoastră deschisă spre această lucrare, nu pentru noi, nu pentru miros de cer, ci pentru oamenii care suferă de foame, pentru oamenii care sunt singuri, pentru oamenii care n-au reușit să aibă un sac de cartofi pentru că nu s-au făcut, pentru oamenii care stau și se roagă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să le poartă de grijă. Vă îndemnăm să fiți alături de noi. N-am reușit să strângem fonduri pentru cartofi în special. Nevoile sunt mari, vom achita cartofii la finalul lui noiembrie. Până atunci avem nevoie să avem acești bănuți. Dar credem că Dumnezeu ne va ajuta, ca de fiecare dată. Noi ne încredem în El și dumneavoastră, dacă n-ați răbdat niciodată de foame, dacă nu v-au lipsit cartofii sau pâinea sau altceva de pe masă, implicați-vă în acest proiect. Prin aceasta veți fi o binecuvântare. Un kilogram de cartofi, un sac de cartofi, sau poate 10 sac de cartofi la o familie mai numeroasă. Vreau să vă spun că va fi o mare binecuvântare. Dumnezeu să vă răsplătească la toți.